Suprafața pentru care APIA a plătit subvenții în acest an este cu 6-7 mii de hectare mai mare decât în 2013. În total, 16 milioane de euro au ajuns la fermierii sătmăreni mai devreme decât anul trecut pentru ca aceștia să nu mai apeleze la credite. 99% din cererile de subvenții au fost achitate. Sumele autorizate din bugetul Uniunii Europene și bugetul național în cadrul schemei de sprijin pe suprafață, precum și altor forme de sprijin gestionate la nivel de serviciu pentru 2014, însumează puțin peste 16 milioane de euro, reprezintă avansurile pe care le-am plătit deja. Centrul Județean Satu Mare l-a plătit aproximativ în urmă cu o săptămână și ceva, la peste 98-99% din fermieri. Restul sunt dosare neeligibile sau dosare care au anumite sancțiuni sau au picat de la plată. Suma pe care APIA a plătit-o pe hectare a crescut de la 124 de euro în 2013 la aproape 157 în acest an. În funcție de culturi, banii acordați agricultorilor au ajuns și la 379 de euro pe hectar, dacă luăm exemplul de zahăr. La schemele de plată plătite din fondurile europene pentru 2013 s-au plătit un pic peste 124 de euro, 124,28. În 2014 este 156,89. Schema de plată, de exemplu, separată pentru zahăr. Aici intră în special sfecla de zahăr și culturi în acest sens. Pe 2013 a fost 331 de euro, puțin peste 331 de euro, și 379 de euro este pe 2014. APIA a reușit plata subvențiilor chiar dacă funcționează cu o schemă incompletă de personal și trebuie să deservească peste 21.000 de fermieri.